Salut Arturo și bine v-am regăsit la un nou vlog. După cum v-am promis, o să fac un fel de rutină de dimineață. Nu le-am dat drumul, doar că au mai reușit să iasă. Din prima fază le voi da drumul. E 9 și 11 minute când încep acest vlog. M-am trezit așa pe la 9:20, dar n-am putut să mă scol. Că n-am putut să mă scol din pac, am zis că nebunesc dacă nu dorm. În prima fază v-am zis, le voi da drumul, să le vedeți aici cum iasă nebuni. Au reușit să mai iasă câteva prin partea cealaltă, pe aici, gen pe acolo. Deci a ieșit toată șatra. Au zis că cotocesc aceste găini. Uite și tu așa, du-te și tu. Doina e încă acolo, cine mai e? Nu mai e nimeni, că au ieșit pe aici, din gardul ăsta, gen. Au sărit și au sărit pe acolo. Mai e cocoșul tânăr, doina e neagră care, bă, că n-a murit. Și nu e nimeni, în afară de tine. Ia să vedem, este ouă. Oh. Nu este niciun ou. Bun, acum trebuie să le mai dau mâncare. Dar asta după ce le deschid pe toate. Vedeți, s-au dus deja la ouă. Aici fac ele ouă. Aici zrațele. Trebuie să le dăm și lor drumul. Așa. Hai să vină să facă ouă. Hai, ia să urmărim pasta cum se duce. Se urcă și merge la cuibar. Așa, deschid după aia grajdul, serațele. Și pe astea de aici, mai trebuie să le deschid. Am zis că mai cotcodăcesc. Aici sunt astea care dorm. Mai zis că mai scăpăm și câteva găini prin grajd. Na, vedeți, v-am zis, cocoșul sebritul se strecoară. Astea vin toate la oat, vă dați seama. Uite, nu se duc ele să facă ouă. Aici sunt multe ouă. Se pare că s-au ouat. Uite, aia mea sus la cuibar. Merg toate la cuibar. Bunicul meu e pe aici. M-a întrebat că de ce nu i-a dat. Așa, cred că iară pun pe pauză că... No. Bunicul meu aici în grajd vrea să ducă până la capre. Deci, dacă poate auziți ceva pe fundal. Asta e. A ieșit voi. Aici le-a dat ceva pâine cu apă, m-a rămas de la câini să mănânce, văd că ciuculesc. Și curcanul nevisit care se înfoaie într-una. Auziți cum behe caprele, nu știu dacă se aude, dar eu le aud.
acum merge să ne ducă mâncarea. Dat cum le dă bunica mea de mâncare dimineața. Se urcă aici pe ăsta și le desface porumb de aici. Uite aici ce vă pot arăta în momentul de față. Dă-te mă de aici. Uitați cloșca. Asta e cloșca care ar trebui să scoată. Ia, stau cu de ăsta în ea. Se și poate vedea că e cloșca. Poate se aude cum croncăne. Asta ar trebui să scoată, dar Dumnezeu știe când. Că gen n-am notat când a clocit, că nu știu în primul rând. Cloșcă nebună. Și ar mai trebui să fie una. Așa că eu nu mai trebuie să le dau decât concentrate, cred. Lor. Și la... Nu e asta. Uitați-l și pe prietenul meu, că se putea el să lipsească. S-a dus. Cânti o dată. A cântat așa, vi le-am arătat. Ăștia doi se ia la bătaie, cred. Cred că am mai făcut cândva, acum vreo 2 ani, gen în 2020, rutina de dimineață. Da, nu mai duc aminte, sigur. Așa, hai să le deschidem și pastea. Trebuie să o scot pasta de aici, că o să ia găinuțele mici la bătaie. Asta trebuie să iasă de aici, pentru că o să le ia pastea mici la bătaie. Bine, nu că ea n-ar fi mică, dar ea e puțin mai mare, na. Pitice diferite, gen. Hai, ieșiți afară. Voi? Vedeți, albuța încă n-a murit, dar, da. Hai, dați și voi. Namilelor. Pa, să vă aduc și vouă mâncarea. Deci, în prima fază, asta, rutina de dimineață, hai să zicem că e mai lungă puțin. Că na, trebuie să le schimbi apa, trebuie să așa. Bine, nu mă pun acum să schimb apa pe vlog, că nu pot, în primul rând, că am mâinile ocupate. Și nu pot cu o mână. Da. Măcar nu am mai înghețat, că ci că azi e echinoxul de prima. Ui, ce am mai cântat ăsta. Azi cică e echinoxul de primăvară. A fost la 7:20 și că atunci a răsărit soarele. Așa am auzit. Și o să apună la 7:20
acum după masa. Uitați cloșca. Nu știu câte ouă o poate să acopere puicuța asta, dar mă rog, uitați, deja au găinei pe cuibar acolo. Își fac treburile. Uitați acolo, aia albă cum stă pe cuibarul ei. Mai vine și asta. Stau la rând, ce să le și faci? Păi nu. Ia de curiozitate să mă duc în partea aia, după aia mă duc și la restul, să vă arăt câte sunt pe cuibar. Aici e și gâns care vrea să iasă. Ia să-l filmez când sare. Bă, dar bidicotul ăsta... Vrea asta mică să intre la ei, dar nu e voie. Nu e voie, din păcate. Pentru ea, nu pentru mine. No, no, nu vrei să ieși, lasă că ieși tu. Nu te grăbesc dacă nu vrei acum. Ia doamna, până acum n-am. Bă, uite că am făcut deja un ou. Uitați, a și ouat. Acum o să mai vină vreo 10. La ouă. Și mai aud una pe aici. Ia, aici nu-i nimeni. Acolo nu. Uite, s-a și ouat în aceste câteva minute. Bravo! Păi de asta țin găini, să facă ouă, nu? Mi se pare normal. Așa, a sărit Jones. Getuța încă nu s-a mai ouat. E bunică mea pe acolo. Merge să ducă apă la capre. Getuța nu vrea să iasă. Lasă că stă numai el. Coaste mici. Hai că până el pe afară mă duc să vară și puii. Așa, deci uitați aici și puii. Numai ce le-a făcut curat. Acum vreo... jumătate de oră și îmi zice cineva că de ce țin puii tot timpul închiși? Păi dar ce vrea să-i las afară pe frigul de afară? Și în plus sunt mici. Adică ăștia, dacă ar sta o noapte afară pe vreme de acum, ar îngheța. Dar bani dați pe nimic. Adică nu e vremea să-i dau afară. Da, genul de întrebări de astea mă chiar enervează. Adică de ce îi ții tot timpul închiși? În fine, acum dimineața eu așa mai nervos, că nu suport să mă scol. Și la școală dimineața, nu știu câți dintre voi au aceeași reacție, dar eu când mă scol dimineața am vine să dărâm o casă de nervi. Când dormi așa bine, după aceea te scoale alarma. Alarma la mine e bunică meu care mă sună. Eu mă scol și singur, că mi s-a învățat cu programul de la școală. Dar mă scol la 8, la 9. Ia uite-te ce, un golaș, unul negru. Un golaș negru nu am avut până acum, am numai găina aia, pardon. Dar nu-mi dau seama ce e. Habar n-am. Pare a fi un cocoș. Și celălalt golaș, care nu-l văd în momentul de față. A, uite-l acolo. Ăsta e un cocoș, dar e un porumbac. Ăsta e un cocoș, dar o să se facă porumbac. Golașe porumbace am mai văzut. Cred că v-am arătat și la unchiul meu. Golașe porumbace. Și puii de anul ăsta presim că o să fie ceva de carne. Adică n-am mai avut până acum de ăștia așa porumbaci. Doar unchiul meu a avut și în care... Nu porumbaci de ăștia, cum e ăla. El are porumbaci, cum e
Pui o să de acolo. Dar gen, eu n-am mai avut până acum așa. O să vă arăt cum o să se facă pui ăștia. Deci, revenind de afară, de la rațe, cred, sau văd eu. M-am adus aminte, auzi ce mai am dat pe rațele. Uitați aici penele astea. Oare de la ce or fi penele? Păi, nu știu dacă e bine să arăt, dar hai că vă arăt. De la astea penele. Știți cine e găina asta? E găina cocoșului bătrân, care v-am arătat-o aseară și în vlogul de întuneric și în, în vlogurile de el. Din câte mi-a spus bunica mea, era aici, în zona asta cu pene, azi dimineață, înainte să deschidă el la oră. De ce trebuie să vină și ăsta acum, vecinul? Și în nuc, aici erau niște corbi mari. Dar un corb era aici, jos pe ea, și gen mânca. Na, a avut și cocoșul bătrân găină. Nu știu dacă a fost bine că am arătat asta, dar nu e sânge, deci nu cred că e ceva. E, uitați aici și cloșca. Cloșca clocește deja de vreo 3 săptămâni. Eu am pus-o de o săptămână, dar ați văzut că clocea de ceva timp. Trebuie să-i pune vecinul ăsta cu câinii lui. Bine, nu vine. Yeah! Ia uitați mățele. Deci da, uitați, mamă și fică. Uite ce cadru frumos am prins cu ele. Aia e fiica sa de anul trecut și asta e măsa sa. După aia să vezi cum mă strigă vecinul ăsta. Cătălina! Dar bine că nu arăt eu pe vlog cum mă strigă. Am nefer. Mă duc mai așa că nu știu pe unde e. Să ne ferească Dumnezeu. Totul sunt curte. Ia uitați rațele mute, le e foame, lasă că le aduc mâncare. Aulu, ai ce foame de astea, au mâncat tot, mă. Trebuie să le aduc apă după vlog, că acum n-am cum. Ce vesele sunt ele așa de dimineață. Acum vorbește cu bunicul meu. Mă, acel sentiment când faci tu un vlog frumos și prinzi tu niște cadre așa frumoase. Păi și vine cineva să te încurce, mă. Vai, eu nebunesc. Ana, ce să-i faci? Asta e viața. Așa, deci dacă cloșca, rața, clocește de vreo 3 săptămâni, mai are 2 săptămâni și scoate. Deși cred că clocește de 3-2 săptămâni. Eu am pus-o de o săptămână. Deci peste 2 săptămâni ar trebui să scoată. No, zic și eu. Păi acest cocoș nebunul, ăsta care v-am zis că face gălăgie într-una. Nu când și tu odată pe vlog ca să am o amintire cu tine. Nu știu dacă v-ați dat seama până acum, dar eu filmez mai mult ca să am eu amintire, că cine știe că dacă peste 10 ani mai sunt eu aici, să mai am animale, să mai am așa, orice, să mai am curtea în primul rând, că na, orice se poate întâmpla, și atunci mă uit și eu peste 2, 3, 4, 5 ani, 10, cât o fi, și mă uit la vlogurile mele și să zic, bă, uite ce am avut eu când am fost mic. Deci da. Ia uite, al mama lor, de găini, uite, își mănâncă una dintre ele. Hai că o pun aici, să nu, asta până o arunc. Au, ce am pus acolo. Deci nu știu dacă am făcut bine, că am arătat-o, dar bănuiesc că dacă nu-i sânge, nu cred că ar avea nimic. Mă rog, alții care arată filmări cu oameni care se împușcă, efectiv, gen se luptă cu puști, aia nu mai au nimic. Uai, ce m-am julit aici, ustură, nu e rană mare, dar ustură. No. Așa s-au pus și cocoșește aici. Voi ar trebui să faceți ouă, din câte știu eu, că de asta vă dau de mâncare. Asta a așteptat el, să-l atace bă la spate. Urât lucru să fie atacat pe la spate, urât. Hai mai cânt o dată așa ca să te am singur. Aparent are răni. Este rănit pentru că s-a bătut. El e cel mai nebun cocoș.
Bine, nu cel mai bătrân. Eu îi zic cocoșul bătrân pentru că, na, asta e numele lui. Dar nu e bătrân, are, e din 2020. Gândiți-vă că Glonț e din 2019, deci ăla ce mai e moș. A venit cățeaua asta aici. Asta e mama lui căței, lui vecinul meu, care n-a reușit să-i mai dea. Am stat așa într-o discuție cu bunicul meu, dar fără să-i spun direct. I-am spus că aș mai ține un câine așa ca să mă mai joc cu el, dar unul mic să mă prind cu el. Așa i-am spus ceva de genul, dar nu i-am spus că aș mai ține. Și zice, să te ferească Dumnezeu să mai mă aduci un câine pe aici, că nimic nu mai te lasă ții. M-am gândit să iau eu un puișor de ăla. Dar dacă nu mă lasă, eu nu-mi forțez mâna, că de-abia m-a lăsat cu gâștele, dacă n-află că am trăit la engleză, ups, mă moară. Așa. Ce să zic, nu mai au ce mai bea țâca. Le-a adus acum mâncare, e că am filmat și roaba cu balotul, cum le-a adus, le-a adus niște porumb. Deci uitați-vă la asta, că are ugeri, uitați, ugerii, dar lapte nema. Băi, să nu dau cu capul pe aici. Asta m-aș bucura dacă ar făta. Deci nu vă imaginați. Bine, de zic că nici nu mai vreau să vorbesc. Dar dacă n-ar mai avea mult. Dar tot ce mă... Asta e să nu fete când sunt eu la școală. Că tare mult aș vrea să filmez. Când fată. Gândiți-vă că când a fătat țâca, țin asta minte toată viața. Iau că a făcut țâca 3 ani, mă. Pe 15 martie. Va, și nu i-am făcut și eu o aniversare. N-au la mulți ani țâca. Ia că e deja 20 martie, 5 zile. Am uitat și eu. Și gândiți-vă, eu am fost la meditații. Bine, la școală, după aia la meditații. Și când vin acasă, era o vecină pe aici și cu bunica mea și cu maică-mea. Stăteau la masă și zice, du-te să-ți vezi copiii afară. Du-te la bună tău să-ți vezi copiii. Și eu în gândul meu, na, acum 3 ani, câți ani am avut acum? 10 ani. Ce copii visează ăștia, mă? Și când mă duc în graști, niște ființe, numai un pic de om, o mână de om, cum s-ar zice, da, în cazul lor e o mână de capră, mici drăgălași care de-abia umblau și aveau niște urechi așa zbârcite și behăiau într-una cu mama lor. Atâta mi-a venit să plâng când i-am văzut și când, dacă mai trăiesc acel moment cu astea, ar fi minunat. Eu că o rutină, gândiți-vă că rutina de seară îmi ține nici un sfert de oră. În fine, nu mă mai arăt pe vlog cum le dau de mâncare, că m-am lungit destul. V-am arătat așa cum le-am dat drumul, ce mai fac ele dimineața, când e dimineața. Adică eu filmez tot timpul după masă, că după masă de obicei am chef. Hai, încheiem cu Costi aici, să ne fie de noroc. Unde e Costi? Ți-a adus și ție mâncare. Bună ziua, de fapt, bună dimineața. Ce faci, Costi? Bine că noi am mai zis că e câine. Cum mi-a zis el, Costi Cuțu. Vine Cuțu la mine. Hai, când se fac 24 de minute închei. Deci, da. Astăzi sper să fac un vlog. Au! Și a pus. Ia că nu-i mai dau drumul la copii. Au. Se pune cu picioarele pe mine. Am să zic că bine, am zis că închid la 24 minute. Astăzi sper să fac un vlog cu câinii. Deși după cum mă cunosc pe mine, acum cred că mă duc, dau la rație la tot. Mă pune în pat după ce fac un duș. Mă culc și când mă scula, dacă mă culc, dar eu mă pun în pat. Și așa după masă sper să am chef să mă duc cu câinii la plimbare. Dacă nu, sau cel mai probabil o să vi arăt săptămâna viitoare și mai fac așa un vlog după masă, așa doar de plictiseală și da. Deci nu uitați să dați un like, să vă abonați. Cum zice? Vă spun bună dimineața și pa pa.